mult despre parfumuri, discutăm astăzi, dragii și dragile mele. Asta pentru că știu că este un subiect destul de iubit de voi și văd asta pentru că videoclipul cu colecția mea de parfumuri, dacă îmi scuzați cacofonia, merge chiar foarte bine și tot timpul primesc de la voi întrebări pe Instagram când mai faci videoclipuri despre parfumuri, pentru că ne plac foarte mult. Nu am parfumuri noi să vă arăt tot timpul, dar astăzi însă am 4 parfumuri recent intrate în colecția mea pe care vreau să vi le aduc în atenție și voi trece direct în parfumuri, asta ca să nu mă lungesc eu cu vorba, pentru că la asta sunt specialistă. Desfăcut pe primul, este vorba despre Wish Chopard, varianta... Wish Chopard, deci exact așa se numește, este varianta albastră, cu conținutul albastru, este în formă de diamant. Spun toate lucrurile astea pentru că v-am arătat în colecția mea de parfumuri și în empties-ul trecut faptul că s-a terminat Wish Chopard Brilliant, care era un floral în toată splendoarea lui, un buchețel de flori de primăvară sublim, perfect și acela, dar ăsta este un parfum ușor mai clasic, ușor mai elegant. Este un parfum lemnos. O să vă las pe aici pe undeva descrierea lui de pe Fragrantica, dar ca și acorduri principale, dacă bine mi-aduc eu aminte, este un parfum dulce, dar nu dulce necăcios, este un parfum caramelizat. Valsează frumos pe acorduri de caramel și de vanilie, pe acorduri de miere, de aici și dulceața lui. Este un parfum ambrat. Dacă țin eu bine minte, cei de pe Fragrantica îl descriu ca pe un parfum balsamic pudrat. Și să știți că dacă veți purta acest parfum și vă veți aminti ce vă spun eu aici, veți citi și puțin de pe Fragrantica, de la prima până la ultima notă veți regăsi toate aceste acorduri, pentru că eu vorbesc acum de acorduri. Și îmi place că în momentul în care îl porți, el se schimbă pe tot parcursul zilei și spun pe tot parcursul zilei pentru că este un parfum destul de rezistent, cu un siaj foarte ridicat. Pentru prețul pe care îl are este până în 150 de lei și are chiar un siaj ridicat. Pe Fragrantica, din câte știu, vorbesc și de faptul că este un parfum fructat. Băi, eu vă recunosc acum că nu m-am uitat la note. În general, în momentul în care caut să cumpăr un parfum, mă uit la acorduri, nu la note în totalitate. Așa că, nu știu, nu regăsesc fructele aici. Dar vanilia, caramelul, mierea, faptul că este ambrat, pudrat, balsamic, le simt pe toate notele astea în totalitate. Cântă în momentul în care îl porți, cântă, cântă, cântă parfumul ăsta. Îmi place de mor. Încercați-l într-o parfumerie și vedeți dacă vă înțelegeți cu el. Este un parfum atât de zi cât și de seară. Poate fi purtat la orice ținută. Bun. Trecem la următorul parfum acum. Și ce vă aduc eu în atenție acum este Elizabeth Arden Bluegrass. Am aici parfumul. Și cred că vă veți aștepta, bineînțeles că eram lumina din față care bate mult prea tare, vă veți aștepta în momentul în care auziți Bluegrass să vă spun că este un parfum fresh, că este un parfum proaspăt. Nu, nu este vorba de niciun fresh, de niciun proaspăt. Este un parfum care miroase a vechi. Însă nu în sensul peiorativ. Mie îmi place mirosul de vechi, îmi place mirosul ăla vintage, mirosul ăla de naftalină, mirosul ăla de palton vechi, de rochie veche, mirosul de vechi care îți aduce în amintire cum robotul meu care aspiră se aude la ușă că dă cu capul de toți pereții. Vă rog să mă scuzați și să-l tolerați. Am uitat că i-am închis ușa. Bun, parfumul ăsta Bluegrass, deci eu l-am luat blind. Am crezut într-adevăr că este totuși cu Is Fresh. Asta pentru că și în descrierea lui de pe site-ul de pe care l-am comandat eu, era încadrat la categoria parfumuri fresh. Nu, nu are nicio legătură cu parfumurile fresh. Vi-l arăt imediat. Cred că este unul dintre parfumurile vechi de la Elizabeth Arden din 1936, dacă nu aberez eu aici, dar din mica mea documentare așa țin minte că este din 1936 și este un parfum cald condimentat. Într-adevăr, este condimentat, simt condimentele, nu vă pot spune ce tip de condimente conține, dar este totuși un floral lemnos. Măi, simt lavanda în el, într-adevăr. Dacă vorbim de, dacă îl analizăm pe partea de parfum floral, într-adevăr, eu simt pregnantă lavanda aici, dar el mai conține, vă las și pentru el pe aici pe undeva
descrierea de pe Fragrantica în ceea ce privește acordurile parfumului. Este un parfum ambrat și el, cum este și Wish Apart. Este un parfum condimentat, asta mai spus, bineînțeles că trebuie să mă repet, proaspăt, mie nu mi se pare că este proaspăt, mie mi se pare că miroase a vechi și, repet, miroase a paltoanele alea vechi. Îl văd purtat de o burgheză, îl văd purtat la teatru, îl văd purtat la operă. Eu l-am purtat chiar și la birou fără nicio problemă, este în accepțiunea mea atât un parfum de zi cât și un parfum de seară, însă pentru sezonul cald, adică pentru vara ce urmează, îl consider un pic cam greoi. Adică dacă vă luați după denumire, veți fi induși în eroare, pentru că nu este proaspăt. Vedeți aici bluegrass, v-ați aștepta să miroasă a iarbă proaspătă. Nu, n-are nicio legătură cu treaba asta. Este un parfum lemnos, condimentat, puternic, care rezistă și care este foarte accesibil. Este în jur de 55 de lei. Parfumurile de la Elizabeth Arden, super bune, din câte știu eu. Eu pe ăsta l-am încercat până acum, însă mi-a stârnit apetitul să testez și mai multe parfumuri de la ea. Deci puteți să-l luați în considerare dacă sunteți pe aceeași lungime de undă cu mine, în sensul că vă place parfumul cu esențe mai nișate. Știți că în ceea ce privește parfumurile, noi toți ne uităm la note. Spunem că, băi, conține asta, vreau să fie fresh, vreau să fie aromatic, vreau să fie lemnos, pielos, în fine. Dar în parfum, deseori, ar trebui să notele, acordurile și maestria parfumierului ar trebui să coexiste. Și cred eu că nota aia finală a unui parfum este dată de însăși maestria parfumierului. Cel care a gândit, cel care a creat parfumul și a combinat toate notele alea, rezultând însăși parfumul. Adică nu o să-ți miroasă, dacă conține este floral și nota principală este iasomia, nu o să-ți miroasă doar a iasomie. Iasomia va fi inima parfumului, dar inima aia a parfumului va fi înconjurată de multe alte componente care vor da parfumul final. Eu totuși, în momentul în care cumpăr un parfum, îi studiez puțin și povestea, mă uit puțin și la parfumier, la ce a mai făcut el și încerc așa eu să-mi imaginez și să creez povești. Așa sunt eu, nu trebuie să fie toată lumea ca mine, dar așa sunt eu. Bun, acum mai am două parfumuri pe care le-am primit, sunt două colete PR pe care le-am primit de la Oriflame și le mulțumesc foarte mult pe această cale. Vorba despre parfumul All or Nothing, ăsta este de la Oriflame, repet, foarte frumos arată colețelul. Să știți că am primit acest colet PR, însă nu am primit niciun fel de indicații despre ce să fac sau să nu fac, vi-l aduc în atenție pentru că așa vreau eu și atât. Imaginea parfumului este Ilinca Vandici, văd eu aici, și arată de o eleganță debordantă, este pachetul ăsta și de asemenea de o eleganță debordantă este însăși parfumul, pentru că, stați să vă arăt cum se deschide, uite așa se deschide, este un parfum vanilat. Miroase atât de bine și este atât de rezistent. L-am purtat o singură dată, însă l-am purtat de dimineață până seara și a rezistat fără nicio problemă. Un parfum dulce, pudrat, vanilat, cam astea ar fi acordurile principale. Conține mosc și trandafir, din câte mi-amintesc eu, însă vă voi lăsa pe aici pe undeva acordurile de pe Fragrantica. Și apropo de acorduri, parfumul acesta vine cu un acord. Și când mă refer la acord, voi purtați parfumul ăsta, spre exemplu, îl folosiți, îl utilizați dimineață, când plecați la muncă sau unde plecați voi, iar pe parcursul zilei luați în poșetă acest acord pentru a intensifica parfumul pe parcursul zilei, pentru că, într-adevăr, niciun parfum nu rămâne la fel pe tot parcursul zilei. Dar luați asta în poșetă și reveniți și reaplicați o singură dată. Îi va intensifica toate notele și va fi ca și cum abia ați început să-l purtați. Măi, eu îl văd, eu l-am purtat și la birou. Voi nu trebuie să faceți cum spun eu, să-l purtați, că parfumul este de zi, de seară, de iarnă, de vară. Nu, voi purtați-l dacă într-adevăr vă place, trebuie să vă facă, să vă placă vouă, nu celor din jurul vostru. Dar să țineți cont, într-adevăr, că dacă lucrați în colectivitate și este un parfum foarte greu,
ar trebui să țineți puțin cont și de celălalt, pentru că dacă este foarte deranjant, cum este, spre exemplu, Kenzo Jungle Elephant, pe care dacă l-aș purta la birou când sunt 40 de grade afară, n-ar mai sta nimeni cu mine în birou, pentru că este un parfum teribil de greu. Ăsta nu este chiar atât de greu, însă este un parfum vanilat, este un parfum picant în accepțiunea mea, dar emană și te învălui așa în senzualitate. Asta îmi exprimă mie parfumelul, cutia, ambalajul, prezentarea, șapo, jos pălăria, adică. Bun, mai am încă unul. Și mai avem unul singur, este vorba tot de la Oriflame despre un pachetel. Parfumul Giordani Gold, cred că emblematicul Giordani Gold pentru Oriflame, îl știu din liceu, nu știu dacă există cineva care nu știe Giordani Gold. Am plinit 45 de ani, iar pe această cale cei de la Oriflame au scos Giordani Gold Esența Blossom. Băi, și voi încerca să vă arăt, deși eu am făcut și un reel pe Instagram, se reflectă foarte tare în auriul ăsta. Uitați-vă cât este de frumos ambalat. Nu știu dacă reușesc eu să vi-l arăt. A, uite că reușesc. Este vorba despre, pachetul este ca o floare, iar în inima acestei flori se regăsește parfumul. Și îl scoatem imediat de aici, îl arăt în toată splendoarea lui, pentru că este o reală bijuterie. Și spun o reală bijuterie, dacă ai vrea să-mi și focalizezi, ar fi absolutamente minunat, dar de ce să vrea? N-are rost, de ce să vrea? Credeți-mă pe cuvânt că este vorba despre Giordani Gold de Esența Blossom, iar capacul acesta, uitați-vă cât este de frumos, conține aur roz. Adică, bineînțeles că sticluța va fi păstrată, dar este o reală bijuterie atât la propriu cât și la figurat. Ăsta este primăvara și vara la sticluță, este un buchețel de flori atât de sublim și de diafan, de gingaș, purtat de orice categorie de vârstă, însă eu mi-l închipui, dacă aș personifica acest parfum, mi l-aș închipui o fată diafană, slăbuță, o fetișcană, o tinerică, într-o rochie albă, pe malul mării, în valurile mării. Dacă îmi puneți mie imaginația puțin la muncă, pot scoate niște povești interesante. Ca și acorduri principale, el ne este prezentat ca un floral cu inima parfumului, notele principale ale parfumului fiind florile de portomnia, parcă, și cameliile. Asta dacă mi-aduc eu bine aminte. Dacă vorbesc aiurea, vă rog frumos să mă corectați. Cert este că simt flori. Este un floral în toată puterea cuvântului și știți că de multe ori spun că unele parfumuri te poartă, nu le porți tu, te învăluie atât de mult și de frumos în povestea lor, încât începi ele să te poartă, nu să le porți tu pe ele. Și ăsta este genul acela de parfum care te poartă și pe care nu-l porți tu. Cam asta au fost toate parfumurile pe care am vrut eu să vi le aduc în atenția astăzi. Dacă v-a atras vreunul atenția, nu ezitați să-mi spuneți în comentarii care, cum, să vă dau mai multe detalii. Deși găsiți pe internet absolut toate detaliile de care aveți nevoie, însă știți că eu sunt aici și că vă răspund la toate întrebările fără nicio problemă. 4 parfumele, sper să se mărească lista, pentru că am un wishlist extrem de lung, dar le luăm pe parcurs treptat. Ați văzut că sunt 3 parfumuri primite, pentru că și Wish Chopard este tot primit cadou, iar Elizabeth Arden mi l-am cumpărat eu. Dacă aveți întrebări, le aștept în comentarii. Nu uitați să vă abonați acestui canal dacă aveți plăcerea, să-mi dați un like dacă v-a plăcut acest videoclip, să-mi dați un share dacă v-a plăcut de asemenea, să mă urmăriți pe Instagram. Vă las aici userul de Instagram să ne auzim și acolo, pentru că știți că acolo postez zilnic. Iar până data viitoare, eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă urez toate cele bune!